Dar ține-te de noi. Ăsta e ăla șubret? El a dat pe ăla șubretului. Toată industria știe ce ritualuri se fac. Ah, știi cine a câștigat America Express? Că noi știm. Plus că ați văzut ce spagat face Olivia Ster? Ați văzut bă, la loc, bă, deci... Cine vorbește? Tu. Bună ziua, seara, dimineața, ora 4, dacă ești foarte trist, ești la un nou episod din emisiunea Șerf la cu furculițe, cu Șef Băf, Șef la furculițe cu Șef Băf și Șef Ramisu. Da. Nu știu dacă a fost la Pro sau nu știu ce, Jugarul, știți? Jugarul. Cred că la prima. Mi-am luat mașina și zic că vreau să mă duc la detailing, să mă facă nu știu. Și sun, găsesc pe unde mi-am luat eu mașina, un atelier de detailing. Sun, nu-mi răspunde nimic și după aia uit de faptul că am sunat și mă sună cineva și zice: salut, Gabi Jugaru sunt. Și zic, cu farsele la radio. Da, zic, ce dracu mă, eu taxi driver. Și după aia zice, cu detailing-ul, cu nu știu ce. Și am fost, stai puțin, că nu în primul rând n-aveam de unde să știu așa, că eu am găsit așa. Mm-hmm. Și m-am dus la Gabi Jugaru și la atelierul de detailing. Mișto. Bă, un detailing ne-a pune. M-a luat foarte mulți bani, nu zic că nu, dar bă, omul, deci dacă l-ați aduce pe el, toate bârfele pe care putem a spus să-l aduce în cred că am numărul lui, da. Am înțeles. Ne-a zis cineva, un prieten, că acum mâncarea vietnameză e foarte trendy. Da. Așa. Și am luat vietnamez. Da. Ah, ce dezamăgire. Da. E ok. De la, ați luat de la Toant. Mai sunt și alții? Băi, e unul care e foarte bun. Pe la... Ceam, iam, iam? Foarte bun e așa. La veranda, la mall acolo. Și m-am dus și am trecut și am văzut în meniu și aveam o chestie care se cheamă fotai. Și eram cu soția și am zis, hai, vrei un futai? Hai să mergem să bucăm un futai. Și după aia, ai fătut, m-am dus să mănânc futaiul ăla doar pentru ca să pot să fac glumele. E bun futaiul? Și soția ta mai rezistă cu glumele astea? Bă, nu, s-a săturat și ea după aia. Înțeles, lasă-mă să mănânc, te rog frumos. Și astea sunt identice? Nu. Aia e vital, ai pui. Ce vrei, ăsta mai e un pui. Vrei și aici am luat pentru mine ceva special. Vrei să facem 50-50? Să punem așa? Nu. Așa și puteți să mai luați și la mine. Mi-am luat și carnea de porc cu ouă. Oh, vezi că scurge, bă. Păi nu pentru asta e... Nu mă mănânci din ea. A, n-aveți pick-up, nu? La detaliu sau ce asta. Ba da, o să filmăm. A, o să filmați. Dar uite-te și tu câtă zeamă poți să ai, nu-mi vine să cred. Uite, mai mi-am luat asta în șapia încă vreodată. Porcul ăsta cu ouăle astea prăjite. L-am mâncat ăsta, da. Ăsta este... De ce, nu? Have good, da. Ai cam vrea, nu? Vrei tu? Nu, mulțumesc. Asta e un pic, stai mă, nu mânca, ce faci? A, stai. Mâncăm peste o oră. Puro, am pus doar mâncarea. Aoleu, păcăreși. Stai liniștit. Stai un pic, acum am făcut așa să deschidem și noi pungile. Trebuie să filmăm livrabilile. Avem livrabilele de făcut alea. Ok, ok. Momentan facem... În primul rând, ăla-i ceasul de la Bobonete, despre care am auzit atât de multe lucruri. Da, ăla-i celebrul ceas. Bă, tu știi că este în jură că ai primit ceas și n-au primit? Îți mă jură Sorin. Ai văzut clipul cu Sorin în care Sorin zice, vrei să-ți arătăm clipul? Te rog. A fost fix după ce am fost eu în podcast, au început să dea ceasul. Dă-te-o ceasul gratis la invitat. Du-te mă, asta face acum. M-a durut sufletul, m-a fost Raul, mă, la emisiune și a dat ceasul. Du-te mă, a primit Raul. Revenim după publicitatea. Experiență de mii de ani. Apă, zahăr, chestie neagră, grăsime, toate trei. Să spun? Te rog. Uite mă, voce onoare, mie îmi scutură mă. Păi așa? Man. Dragilor, poftă mare și la mulți ani. La mulți ani. Ce cifre crezi că face Romina VTM? Cred că se arde un pic fitilul mai repede, dar cred că duce pe la 800 de mii lejer. A, deci numărul 2 în lume? În România? Da. Ai făcut 1 milion team building, face 800 de mii Romina? Eu zic că da. Bă, au crescut, au făcut obiceiul. De ce nu facem și noi filmul? Ai văzut, ai auzit ceva de taximetriști? Ești foarte curios. Ce se întâmplă cu filmul ăsta? Chiar pare nu pe asta, aș fi mai curios să-l văd pe asta decât pe Romina, adică m-aș duce la asta. Chiar am, uite, la asta am primit invitație, dar nu știu dacă am timp să mă duc. Uite la ceasca, nu e smart. Ba da, e smart. Stai un zic de la Bobonete, mă. Uite, se zice aici, ce prost ești, Ioniță, vezi? Ți s-a aprins becul, ce e așa smart? Nu mă uite că aici are notificări. Bă, da, pare că e și rezistent așa la război sau ceva. Da, eu sparg nuci cu el, așa este. Hai să vedem cum e. Înțeles că e picat ăsta, nu? 3, 2, efectiv, deci dacă vede bunica mea asta, te bate. O tocană. Pe mine mă termină ardeiul gras, că dacă m-ai întrebat dacă există ardei gras în Vietnam.
Aș zice nu. Păi există, dar nu ăsta, e un ardei, dar puteai să-l reclamă de asta? Da, da. Hai să-l luăm. Luați liniștiți. Te-ți plac omeni? Da. Okay. Acasă. Deci e un strips, ha? Da. Rece. Ce-ai făcut? Ce-ai păzit? N-am dat rec. Zicea în meniu că vine și cu sos. Dar pare că ți-a. Cum e gojira, Raul? Bă, că acum interesul, adică la noi interesul pentru că interesul era mare. Interesul fesul. Dar acum, de când a făcut cu toți treapă în același timp, nu știu dacă mai e unul în training. Dar a fost dracu. Da, a fost bine. 6 zile, unul în training. Stai puțin, cum e Gojira psihic sau cum e ca om? Nu, că fizic am văzut cum e. Ca om, gen... Cum e ca om, da. Da. Ca om. A fost foarte respectful omul, a fost întotdeauna... A validat punctele de vedere pe care le-a înțeles, nu le-a validat pe alea care nu le-a înțeles. Dar nu crezi că uneori încearcă să fie și el amuzant? Păi normal că încearcă, dar omul, vorba aia, nu e complet străin de umor. A fost la Divertis, la Tony Greco, așa. Da. Bă, poate că nu e un umor pe care... smart, el e top. Dacă ne încearcă gherțuială, sunt bă, Gojira. Da. Lasă-l pe Raul sau lasă-i pe ăștia că sunt comedianți, știu. Nu, da, ai văzut clipul ăla cu Tony Greco. Zic că ai citit nu știu ce carte și ai văzut un film pe care nu l-am văzut nimeni din Japonia, din nu știu ce colț. Nu, dar știți clipul ăla cu Tony Greco? Nu. Când el ia la... Da. Ce-ai luat trabuc și vorbește acum? Până când mi-am băgat eu p***a și m-am dus și am făcut exact cum m-a tăiat pe mine capul. Dar de ce spui cuvântul ăsta? Vrei să fii interesant? Că... Vrei tu să fii așa, măi? Că vorbește așa, fumezi trabuce, ești cool, ești altfel, ești funny sau nu știu, ești... Când am spus mai devreme că sunt cum ar veni? Ți-ai lăsat mustață, ești gay, ce ești tu? Ai mustață de gay. Dă-mi vileag, a venit momentul. Hai. Cum e Tony Greco? Ai avut ocazia să lucrezi cu el? Nu. Ia uite aici un secret. Să vedem. Era să mă calci odată cu mașina. Tony Greco? Da. Când ieșeam în parcare la Carrefour Orhidea și am trecut pe trecere. Bine. Eu prost că nu m-am asigurat foarte bine. Da, ai trecut pe trecere. Da. Și după aia frânat așa fix când în lângă mea și când mă uită mașina era Tony Greco. Dar zine așa o persoană. Așa. Care te-a văzut pe stradă și te-a salutat și erai, ia uite bă, mă știe Hagi sau mă știe... Andra, una amână. Frumos. Dar au mai fost niște oameni care tot așa, nu mă așteptam să mă știe, dar mă știau. Smash or pass cu Andra. Smash total. Bravo. A făcut o chestie, eram la o repetiție de la Romneo Talent. Și repetai o piesă, dar era așa, gen niște haine mai... Lejer. Lus, mai lus, că nu era în rochia de gală. Uh-huh. Și între repetiția de cânte, s-a prostit ea și a făcut așa un mic dans. Surprez. Nu, la așa, sim. Un mic, bă, da, așa, gen, like, că capul lor, bă, da, așa de sexy a devenit brusc din femeia asta care e așa foarte aproape tântică la vârsta ei, care e, cred că e cu 2 ani mai mare ca mine. Da, doar 2 ani are, da. 36. Da. Ok. Deci ai văzut-o pe Andra arătând 1% din ce poate și ai zis du-te în pana mea. Adică poate să scoată de sexiness. Noi avem foarte multe informații despre Andra și Maruța. Avem un prieten care a fost vecin cu ei. Așa. Mulți ani. Și știm tot. Știm cine intra în casă, cine ieșea din casă. Păi și cine cu cine se culca. Auzit una panică. Chiar de la Gojira. Bună, nu-i picant? Ba da. Așa. Am vrut doar să confirm. Chiar de la Gojira. Ce-a zis? Zic, trebuie să ne plimbam pe stradă și zic, bă, hai că trebuie să mă duc acasă, că mâine trebuie să vaccinez copil. Mă, de pe ce vaccin? Cu ce l-ai vaccinat? Asta a întrebat și el. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Ceva antigripal, plan. Nu ești antivaxer? Am văzut că modern. M-a întrebat, ce vaccin faci? Și nu știu, ceva antigripal. A, păi hai la mine, că l-am în frigider. What? Și am zis, păi fix asta o să fac, o să mă la soția mea. Să zic, știi, doctorul de familie, aici mai merge că l-are Gojira. Are Gojira și îl ține la temperaturi clar, corect. Da. Restul, dar timp de 2 ani am făcut vaccinul tetravalent copiilor lui Măruț. What? Deci avem cântar și ruletă. Bă, pentru cântar era pentru mâncare, dar nu mai contează. Nu, ruleta. Ruleta e ca să... Știi cum are bobonete, în câte secunde rezolvi ăla? Așa. Noi avem clasamentul cu mărimea penisului. Și va trebui să ți-l măsori tu. Știi unde e baia? Am găsit. Da. Dar nu mai vorbiți, vă rog. Scuze. Ce să zic ca să fie mai falnică? Din ce ar zice Rubi? Princess Casino, doar azi. Stinge lumina. Bă, dar ce vreau noi să zicem e că trebuia să ieși din ochi, mă, nu... Ce unitate de măsură e aici? Centimetru. Hai să zicem că... Zi tu unde să se oprească. Trage-te de ea.
Dar nu ziceți numărul pe ocul. Nu ziceam. Bă, de unde ți-o duci? Nice. Și aici trebuie să o cântăresc? Dragilor, trecem la rubrica voastră preferată, notele ediției. Prima dată începem cu aspectul. 4, maxim. Asta aspect. Mi se pare și mie. Maxim 4 este o băltoacă neaspectoasă, ăla tăiat, așa o tăiat ardeiul ăla, ceapa la fel. O dimensiune, cum ți s-a părut cât e o cutie, dar asta nu mi s-a părut. Da, deci, într-adevăr, vorba ta a fost bine pe carne, hai să zicem un 7. Ați minte prima furculiță? A fost un 6 maxim. O parte de ține de foame, da, pot să zic că ține de foame. Bucătăria un, se adică ține de foame? Asta, nici ce am mâncat eu, un ține de foame, un 8. Cât a fost la preț? Imediat și prețul. Imediat spune. Băi, la mine a fost 34. Ok. Puiul a fost 24. A, e bine la mine. Și vita a fost 29. Ok. Și aia extra, aia cu stripturile, 26. Și ieftin și scump, nu știu. E complicat. Trebuie să scoți calculul. 11, 17... 8 ori 4 în cap, te rog. Am comandat de la restaurantul Tons. 69 de puncte. Hai să facem un joculeț. Da. Primul lucru care vă vine în minte, da? Și ziceți imediat. Da, să vă gândiți. Doar un cuvânt, da? Da. Primul lucru care îți vine în minte când auzi muncă. Raul. Sclav. Philips. Mai întâi Raul și pe urmă Șefberg, da? Bani. Dolari. Cripto. Copii. Amăreți. Mulți. Unu. Tată. Prost. Șmecher. Vie. Vie? Mamă. Milf, milf, divorce. Ce? Educatoare. Căsătorie. Iad. Ok. Prieteni. Proști. Puțin, dar buni. Somn. Sex. Cel mai de preț lucru din univers. Căcălău. Sex. Man boys. Mai bun cu timpul. Găini. Intens. Cadă. Țuică. 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 Jegoas. Acu 6 ani. La ce crezi că nu se mai face reclamă și se făcea și pe vremuri se făcea și era bine că se făcea? Foarte simplu. Margarină. Asta a fost emisiunea. Asta a fost emisiunea. Nu, tu. Mulțumim. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Până data viitoare. Voi să fiți sănătoși. Și noi să avem ce pune pe mese. Da, Ruby este Doja Cat-ul nostru, nu? Lemongrass-ul tot ăla e, da. Ce e lemongrass-ul? Lemongrass-ul? Da. E un gras pe care îl cheamă lemon. Țin minte că m-aș apucat pișarea și m-am pișat într-o stică de suc la jumate și am putut-o pe toată. M-am pișat în cinema. L-ați întors când era mic? Să nu-i se facă capul plat aici, în spate? Nu cred. Nu. Ai văzut pe Virgil cum e aici? Da, de la aia. Virgil e fucking undeva aici. Bă, nu e, dar nu e. Bă, deci dacă nu întorci copilul o dată la 3 ore, se aplatizează capul. Ce are Gojira pe Patreon. Nu, nu, Bă, nu, dar nici eu nu mă uit pe el, dar m-a povestit. Că ai pe Patreon, dacă ești Patreon la Gojira, poți să întrebi ăsta pe și când a fost Andy Măisescu, i-a pus întrebări Patreon. Și a pus, evident, întrebarea asta cu sutie. Băi, și-a dat un răspuns. A, ca bani? Și ca condiții? Hai să zic patronașilor. Am niște informații, nu vreau să zic de la cine am aflat. Așa. Maria Popovici. Îl urăsc atât de mult pe încât dacă s-ar apropia cu nuiau aia de mine, i-aș... Dar tu îți dai seama cât de greu este? Asta zic. Este mult mai greu decât să spun... vină Mercedes la tine să fie ambasador? Cred că e fucking greu. Îți vine să crezi că pe Twitter Elon Musk nu luase furculițe? Pentru ce el? Prost. Ce prost. Mega prost. Dar Elon... seama că twitter.com/furculițe era liber și la noi? Elon Musk 2 l-ați verificat? Da, mă, că mai avea cu tricourile. Mai încerca să ne transmită ceva, dar... Sărbători fericite, Raul, Crăciun fericit. Mă întorc în București pe 3 ianuarie, distracție plăcută. Un an mai târziu, pe 28 septembrie, ai un ceas de mână să-mi împrumuți? De nicăieri, a dispărut salutul. Și am zis, n-am, bossule, nu port. Februarie 2022. Salutare! Tu știi să filmezi și să editezi, Alex? Băi, prea funny, bine. Funny, funny. E funny. La un moment dat am fost la emisiunea pe... Ce spun românii? Da, așa, cu, da. Cu Cabralul? Cu Cabralul, da. Negru cu Cabralul. N-am zis, eu tot zis. Și... așa. Prima capcană. Bă, gata, nu mai am, mai convins, gata. Băi, e oamenii copii la copii foarte bine. Are doi copii sau trei?